Au mai rămas doar 5 zile până la alegerile prezidențiale din 2 noiembrie 2014, iar lupta electorală devine din ce în ce mai agresivă. Acest lucru îl denotă sloganele pompoase de pe afișele și bannerele din Botoșani. Cei care folosesc cea mai tăioasă armă electorală se arată a fi socialdemocrații. În municipiu au apărut bannere cu inscripția „Doar Ponta îți protejează pensiile”. Dar ce spune Dil în legătură cu această mișcare electorală și ce măsuri intenționează să întreprindă? Când primim hârtie de la Bej, cu siguranță vom respecta, indiferent de partidul politic sau indiferent de mesajul care este afișat pe aceste bannere, ne conformăm deciziei pe care le au autoritățile îndreptățite să ia această decizie, pentru că nu putem noi evolua mesajele de pe bannere ca și autoritate locală. Potrivit edilului, aceste bannere pot fi scoase doar în cazul în care vine o decizie de la BEC, voi transmite compartimentului patrimoniu și poliției locale pentru îndepărtarea acestor bannere. Indiferent din formațiunii politice, e posibil să vină o decizie și pentru alte formațiuni politice. În 2010, când actualul candidat la prezidențiale acele, Klaus Iohannis, a fost primar al orașului Sibiu și nu avea putere de decizie, guvernul Boc a propus diminuarea pensiilor, însă respectivul normativ nu a mai fost aplicat, întrucât a fost declarat ca fiind neconstituțional de Curtea Constituțională a României.